Florin Roca Sătănescu arunc bomba în scandalul momentului, la Iohannis s-a furat alegerile. Eram în staful lui. Reacția lui Victor Ponta. Fostul senator PNL, Florin Roca Sătănescu, susține că în 2014 s-a furat alegerile, dezvăluind cum Iohannis are o IT să câtige în fața lui Victor Ponta prin Facebook. Dezvăluirea fostului senator PNL vine în contextul în care Facebook este implicat într-un scandal mondial uriaș privind manipularea datelor personale. La Iohannis s-au furat alegerile. Prin Facebook. Eram în staful lui. Ajunsesem acolo pentru ce i-am prezentat o strategie de comunicare pe care a aprobat-o. Înaintea primului tur, avea în sondaje cu 10 mai puin decât Ponta. La al doilea tur avea un avans de aproape 10. Imposibil. De fapt, Iohannis mi-a spus în mod explicit că nu noi ne vom ocupa de pagina de Facebook. Ci ali? Ciudat. Nu s-a mai întâmplat niciodată ca strategia de comunicare să fie rupt în două. Nu am știut cine sunt ali. Nici cu cât au fost peletii, nici de ce trecine. Rezultatul a fost uluitor. Fără a scrie nimic interesant pe Facebook, Iohannis i-a depaitit pe toi liderii lumii în materie de acces ilichie un punct 3 puncti. I-a câtigat. Eu unul am fost mulumit. Dacă ei a Ponta, ar fi fost mult mai rău, scrie Sorin Roca Sătănescu. Reacția fostului premier, Victor Ponta, nu a întârziat să apar. Apreciez sinceritatea domnului Sorin Roca Sătănescu, care spune că în 2014 alegerile s-au furat ca să nu iasă Ponta, dacă se spune domnia sa, eu zic să îl credem.